În copilărie, când aveam 3 până pe la 6 ani, mama a hotărât să ne mutăm din São Paulo, un oraș mare, într-un oraș mic lângă pădurea amazoniană, pe partea opusă a țării. Ne creștea singură, pe mine și pe fratele meu, care e cu un an mai mare ca mine. Eram avuți pe vremea aceea și arătam asta, cu toate că mama nu voia să se etaleze cu asta. Avem mereu părul și pielea frumoase. Știți ce vreau să spun? Oamenii bogați arată bogați chiar și când nu vor asta. Singura stradă asfaltată din oraș era și bulevardul principal care conecta două autostrăzi. Toate celelalte drumuri erau de pământ. Nu existau blocuri de apartamente pe atunci, așa că mama a cumpărat o frumoasă casă pentru noi. Casa avea o curte mică în față și una uriașă în spate cu iarbă, mango și copaci de papaya. Muncea toată ziua, noi mergeam la școală dimineața și ne petreceam după amiezile jucându-ne cu copiii din vecini. Aveam și o menajeră acasă, care avea grijă de noi. Mama se întorcea după amiază de la muncă, iar menajera pleca. Într-o zi mama s-a trezit destul de târziu. Nu a auzit alarma sunând, la fel și noi copiii. Am dormit până la prânz. Asta nu ni se mai întâmplase până atunci. Fratele meu s-a trezit întotdeauna singur de vreme și în ziua de azi face asta. Mama s-a trezit și și-a dat seama că întreaga casă era întoarsă cu fundul în sus. După ce ne-a trezit și pe noi confuză, a mers în bucătărie să ne prepare micul dejun, însă a observat că toate electronicele lipseau, televizorul, casetofoanele, chiar și niște mâncare, bijuteriile ei, hainele, era un dezastru în casă. Apoi l-a sunat pe fratele ei, care locuia la câteva străzi distanță. Ne-a pus să așteptăm în camera noastră până la sosirea lui, după care au început să cerceteze împrejurimile casei. Au descoperit că cineva a strecurat formaldehidă în sistemul aerului condiționat. Noi am leșinat, iar hoții au intrat în casă și au furat tot ce au putut. Aveam 4 ani, fratele meu avea 5 și încă mi-amintesc clipele acelea. Aveam bări de metal la geamuri, le-au tăiat ca să intre. Acum că am 30 și ceva de ani, mă gândesc că ar fi putut face ce ar fi poftit cu noi. N-ar fi putut viola, răpi, ucide, orice le-ar fi trecut prin cap. Și cea mai înfierătoare parte este că am mai stat acolo încă 2 ani. Editare. Aerul condiționat pe care l-aveam acolo era ca acesta, atașat de perete. Aveam unul în camera mamei și unul în dormitorul nostru. Aceasta a fost povestea. Dacă v-a plăcut, vă rog să-mi dați like. Spuneți-mi părerea voastră la comentarii și abonați-vă la canalul meu. Pe data viitoare!